Aș vrea să deschidem Cuvântul Sfânt pentru seara aceasta la Faptele Apostolilor, capitolul 16, și voi citi Cuvântul Domnului la versetul 22 și voi citi versetul 6 din Matei, capitolul 25. Fapte, capitolul 16, versetul 22. Norodul s-a ridicat și el împotriva lor și dregătorii au pus să le smulgă hainele de pe ei și au poruncit să-i bată cu nuiele. După ce le-au dat multe lovituri, au aruncat în temniță și au dat în grijă temnicerului să-i păzească bine. Temnicerul, ca unul care primise o astfel de poruncă, i-a aruncat în temnița din lăuntru și le-a băgat picioarele în butuci. Pe la miezul nopții, Pavel și Sila se rugau și cântau cântări de laudă lui Dumnezeu, iar cei închiși îi ascultau. Deodată s-a făcut un mare cutremur de pământ, așa că s-au clătinat temeliile temniței, îndată s-au deschis toate ușile și s-au dezlegat legăturile fiecăruia. Temnicerul s-a deșteptat și când a văzut ușile temniței deschise, a scos sabia și era să se omoare, căci credea că cei închiși au fugit. Dar Pavel a strigat cu glas tare: să nu-ți faci niciun rău, căci toți suntem aici. Atunci temnicerul a cerut o lumină, a sărit în lăuntru și, tremurând de frică, s-a aruncat la picioarele lui Pavel și ale lui Sila. I-a scos afară și le-a zis: domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Pavel și Sila i-au răspuns: crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. Și au vestit cuvântul Domnului atât lui cât și tuturor celor din casa lui. Temnicerul i-a luat cu el chiar în ceasul acela din noapte, le-a spălat rănile și a fost botezat îndată el și toți ai lui. După ce i-a dus în casă, le-a pus masa și s-a bucurat cu toată casa lui că au crezut în Dumnezeu. Versetul 6, Matei, capitolul 25. La miezul nopții s-a auzit o strigare: iată mirele, ieșiți în întâmpinare, amin. Vă rog să vă reașezați. Sunt binecuvântat și onorat de Dumnezeu să fiu în această seară împreună cu dumneavoastră, la această perioadă de sărbătoare în Biserica Domnului din Dobric, la una din aceste seri de evangelizare. Mulțumesc pentru invitație, mulțumesc pentru rugăciunile care le faceți pentru noi în vremea aceasta. Dumnezeu să vă binecuvinteze și Domnul să vă răsplătească. Mă bucur să vă revăd din nou, mă bucur să-l văd pe fratele primar, pe fratele Paul Știr, Domnul să-l binecuvinteze. Și așa m-a zărăcorit în această seară, cu toate cântările care s-au cântat așa de frumoase, dar în special cu cântarea mandolinelor. Soția mea, împreună cu mine, am cântat în orchestra de la Arcalia, eu mai puțin și mai în spate așa puțin. Ea a fost printre cei care au început cumva această orchestră și mulți ani a cântat în orchestra de la Arcalia. Ne-am răscolit așa memoriile acelea frumoase, lucrurile acelea frumoase, și îl slăvim pe Dumnezeu. Mă bucur că mai sunt oameni care păstrează lucrarea sfântă. Este frumos și noul, este frumos și vechiul, dacă știm să le împletim și dacă toate sunt pentru gloria lui Dumnezeu. Lăudați să fie Domnul! Preobiților, am citit un pasaj din Scriptură care ne vorbește despre un moment complicat din viața acestor oameni a lui Dumnezeu. Imaginați-vă că au avut o descoperire într-o noapte. Pavel are o vedenie și în vedenie aceea un bărbat îi se arată și îi spune: treci la noi în Macedonia și ajută-ne. Pavel face lucrul acesta împreună cu echipa misionară, deși în alte locuri unde ar fi vrut să meargă, Biblia ne spune că Duhul Sfânt nu le-a dat voie. Și când ajung în Macedonia, nu după mult timp, se trezesc într-o temniță din lăuntru. Nu știu dacă vă imaginați ce înseamnă temnița din lăuntru. Am predicat mai mulți ani la Gherla, de fapt în toate cele patru penitenciare din Transilvania, am predicat mulți ani. Am condus 15 ani centrul Onisim, care se ocupă de foștii deținuți.
Și am predicat, spuneam, în toate cele patru penitenciare, Aiud, Târgu Mureș, Bistrița și Gherla. Și la Gherla, de fiecare dată când intram, la maximă siguranță, în spatele meu se deschideau și se închideau trei uși, porți așa, care zdrângăneau efectiv atunci când se închideau. Și de fiecare dată tresăream așa în interiorul meu și de fiecare dată mă gândeam. Aveam un scenariu așa în mintea mea. Dacă după ce mă întorc, gardianul care mă prindea zâmbind, mă saluta, domnule pastor, bine ai venit, dacă același gardian mi-ar spune, domnul pastor, în România se schimbă legile de pe azi pe mâine și de pe azi pe azi. De când dumneata predicai la hoții ăștia sau la criminali sau la deținuții de la maximă siguranță, s-a schimbat legea. Nu mai puteți ieși din penitenciar numai dacă semnați hârtia asta, care înseamnă că vă lepădați de credință și de Hristos. Dacă nu o faceți, cei cărora le-ați predicat vor fi colegii dumneavoastră de astăzi. De fiecare dată mă întrebam, aș fi gata să semnez o astfel de hârtie? Aș fi gata să spun, rămâne soția mea, copiii mei, care atunci erau mici, erau necăsătoriți, rămân să se descurce și eu sunt gata să rămân după cea de-a treia poartă, împreună cu cei de la maximă siguranță, pentru că nu vreau să mă leapă de Hristos? Aș fi gata? Să predicăm la Dobric în astfel de condiții, cu confort sau în altă parte, și să comentăm la aer condiționat și la lumini și la în sfârșit, e simplu. Dar să fii în temnița din lăuntru, unde probabil, nu probabil, era noapte cu siguranță, unde butucea aceea era strânse picioarele și mâinile în lanțuri. Cel puțin, dacă eram colegul lui Pavel, îi spuneam, Pavel, de azi înainte tu să nu mai ai pretenția că ai descoperiri din partea lui Dumnezeu, ai înțeles? Pentru că descoperirile tale sunt eșuate. În loc să ajungem să fim felicitați că știm să predicăm, ajungem în pușcărie. Ce descoperire asta? În loc să fie mulțimi care să prăbușească în fața Evangheliei că ai avut o descoperire, noi ajungem în pușcărie. Dar oamenii lui Dumnezeu nu se dezechilibrează. Pentru că la Biblie spune, dacă slăbești în ziua necazului tău, mică-ți este puterea. Oamenii lui Dumnezeu rămân în picioare și pe la miezul nopții cântă cântări de laudă. N-aveau orgă, nici organiști cu ei, nici măcar mandolin, nici măcar microfoane. Pe la miezul nopții cântă cântări de laudă. Se roagă, laudă pe Dumnezeu. Și pușcăriașii deținuții îi ascultau. Într-o astfel de circumstanță, Dumnezeu aduce eliberarea. Lăudați să fie Domnul! Și mesajul pe care Domnul mi l-a pus pe inimă în această seară vreau să fie acesta. De la noaptea eliberării la noaptea răpirii. Nu va fi și nu vei putea participa la nicio răpire dacă în viața ta n-ai înregistrat mai întâi o eliberare. Nu vei putea fi părtaș la noaptea răpirii dacă n-ai trăit noaptea eliberării. Poporul Israel, ca să ajungă în țara Canaan sau în țara promisă, chiar dacă datorită stării lor traseul s-a prelungit cu ceva, nu cu mult. În loc de 40 de zile, 40 de ani. Că la Dumnezeu o zi e ca 1000 de ani sau ca 1000 de zile, dar la noi timpul este diferit. Dar înainte să fie o noapte a intrării în Canaan, a fost mai întâi o noapte a eliberării. Și citesc în Exod, în capitolul 12, la versetul 29. La miezul nopții,
Domnul a lovit pe toți întâiul născuți din țara Egiptului, de la întâiul născut al lui Faraon, care ședea pe scaunul lui domnie, până la întâiul născut al oricărui, acelui născut, acelui închis în temniță, și până la toți întâi născuți ai dobitoacelor. Faraon s-a sculat în noaptea aceea, el și toți slujitorii lui și toți egiptenii. Au fost mari țipete în Egipt, căci nu era casă unde să nu fie un mort. În aceeași noapte, Faraon a chemat pe Moise și pe Aaron și a zis: plecați! Plecați! Că noaptea aceasta este pentru voi noaptea eliberării. De la noaptea eliberării la noaptea răpirii, răpire în care cred din toată inima că nu-i departe. Dacă n-aș crede în asta, n-aș fi aici în această seară. Și dacă aș pierde momentul acela, am pierdut tot. Oameni buni, tot. Toată alergarea, toată strădania, toate nopțile dormite, toate frământările n-au nicio valoare dacă am pierdut noaptea răbirii. De aceea mă rog din toată inima Dumnezeu să ne cerceteze. Aleluia. Și Dumnezeu să ne lege de cer. Amin. Și tot mai mult să vorbim despre noaptea aceea, despre ziua aceea, și tot mai mult să așteptăm pe Domnul Iisus să vină. Și Duhul și Mireasa zic, și Biserica Domnului din Dobrița, să zic în această seară din toată inima: vino, Doamne Iisuse! Amin. Îl mai așteptați pe Domnul să vină? Amin. Îl mai așteptăm noi pe Domnul să vină? Aleluia. Mai credem noi că evenimentul iminent care va fi pe pământul acesta va fi revenirea în slavă a Fiului lui Dumnezeu, a Domnului Iisus Hristos? Amin. Dumnezeu să ne mărească credința. Amin. Și Domnul să ne lege tot mai mult de cer. Amin. Dumnezeu să ne binecuvinteze. În noaptea eliberării, oameni buni, ca să ajungem la noaptea răpirii, se clatină și se surpă temeliile. Așa am citit în cuvântul lui Dumnezeu, s-au surpat toate temeliile. Pentru că nu se poate să zidești pe temelii care se mișcă, nu se poate. Nu se poate să zidești pe dărâmături, nu se poate să zidești pe năruiri, nu se poate să zidești pe nisip. Este nevoie să se surpe toate temeliile și să ajungi la temelia cea adevărată, care este Iisus Hristos. Aleluia. Lăudați să fie Domnul! Lăudați să fie Domnul! Spunea Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Matei, în capitolul 7, la versetul 26, vorbind despre omul acela care își zidea casa pe nisip, și Domnul transmitea mesajul acela despre acea experiență tristă și dureroasă până la urmă. Însă oricine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face, îi place evangelizarea, îi plac predicatorii, vine la biserică, ascultă cu plăcere cântările, da, este totul extraordinar și plecăm acasă plini de bucurie. Oh, ce frumos a fost la adunare, cum a fost? M-au venit fratele Bujor, mă, iară s-o agitat ăsta, iară o transpira, iar. Și nu mai știu nimic, dar a fost frumos. Și ne-am pierdut toți vremea degeaba și nu s-a întâmplat nimic. Și nu le face. La semăn spunea Domnul Iisus Hristos ca unul care îi nechipsuit și care zidește casa pe nisip. Mâine vin și voile, mâine vin valurile, mâine vin furtunile și Biblia spune totul se dărâmă și prăbușirea este mare. De ce? Pentru că și-a așezat pe temelia pe nisip, pentru că și-a așezat temelia pe dărâmături și pe aspecte și lucruri care sunt fără putere, fără rezistență. Oameni buni, în această seară este prezent Duhul Sfânt la Dobric. Și mă rog ca cercetarea Domnului să fie în viața mea și în viața dumneavoastră. Analizați-vă unde vă este casa spirituală. Unde vă este consolidată casa spirituală? Pe sisteme religioase? Pe sistemul ortodox, catolic, penticostal sau de altă nuanță? Sau suntem clădiți pe cea care este cea mai puternică temelie? Iisus Hristos. Lăudați să fie Domnul! Lăudați să fie Domnul! Marele Saul, înainte să ajungă Pavel și predicatorul neamurilor, avea și el temelia stabilizată. Știți pe ce?
pe sisteme religioase. Și mărturisește el în fapte, în capitolul 22, despre experiența lui, despre viața lui, și nu intru în detalii pentru că dumneavoastră cunoașteți experiența acestui bărbat, doar vă reamintesc, și el mărturisea cum s-a născut, unde a crescut, care a fost cursul și parcursul vieții lui de slujire, de credință. Și spunea în versetul 4, am prigonit până la moarte această cale, am legat, am pus în temniță bărbați și femei. Când am luat chiar și scrisori de la cei, de la mai mari norodului, am luat chiar și scrisori de la ei către frații din Damasc, unde m-am dus să aduc legați la Ierusalim pe cei ce se aflau acolo ca să fie pedepsiți. Avea o temelie, avea o bază, religia, formalismul, tradiția, gândurile și lucrurile omenești. Și când mergea spre Damasc, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, a strălucit acea lumină din cer, a căzut de pe calul lui și o voce l-a strigat, Saule, Saule, pentru ce mă prigonesc? Sigur că a fost bulversat în interiorul lui și a spus, cum să te prigonesc, pe cine prigonesc? Eu știu că fac bine, eu sunt însuflețit de o râvnă nespus de mare, cum le spunea galatenilor, pentru datele strămoșești. Cum să te prigonesc? Pe cine prigonesc? Eu sunt Iisus, pe care tu îl prigonești. Ce trebuie să fac? Du-te în cetate și va spune ce trebuie să faci. 3 zile și 3 nopți. N-a mâncat, a fost cu ochii închiși pentru că avea niște solzi pe ochii lui. Și după 3 zile și 3 nopți vine omul lui Dumnezeu. Doamne, fă-mi bisericile noastre să fie tot mai mulți oameni al lui Dumnezeu. Oameni care să le vorbească Duhul Sfânt, care să le vorbească Dumnezeu din cer. Și omul lui Dumnezeu când a intrat în casă a spus, frate Saule, Domnul Iisus care ți-a arătat pe drumul Damascului m-a trimis la tine să scapeți vederea și să te umpli de Duhul Sfânt. Și cel mai mare prigonitor al tuturor vremurilor a devenit cel mai mare predicator al neamurilor, pentru că Dumnezeu i-a schimbat temelia și și-a pus temelia pe stânca care este Iisus Hristos. Mărit să fie Domnul! Pe ce zidești? Pe ce zidiți, frați și surori, oameni al lui Dumnezeu, tineri, voi care cântați în biserică, voi care slujiți pe Dumnezeu, dumneavoastră și noi care ne declarăm că suntem penticostali, botezați de Domnul cu Duhul Sfânt, sau eu știu, la altă confesiune religioasă, neoprotestantă sau de altă nuanță, pe ce zidim? Care este temelia noastră? Avem o credință ieftină? Avem o credință care n-are valoare? Sau am zidit pe Iisus Hristos pe stânca care nu se dărâmă niciodată? Fie ca seara aceasta Duhul Sfânt să ne cerceteze. Dumnezeu care este prezent aici în adunare să cerceteze fiecare inimă și în seara aceasta să ne prăbușim în fața crucii lui Hristos și să recunoaștem și să vedem care este realitatea din viața noastră. Și vreau să renunțăm la dărâmături, să renunțăm la lucruri ieftine, la nisipuri mișcătoare și să ne reașezăm credința noastră pe Iisus Hristos. Doamne, binecuvintează-ne! Pentru că spunea Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 3, versetul 11, despre lucrarea aceasta pe care el o făcea, zidirea aceasta spirituală, și la un moment dat spunea că nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă, Iisus Hristos. Iisus Hristos. Pe această temelie au zidit apostolii și martirii. Oamenii care au rămas în picioare, oamenii care nu s-au dat în spate niciodată de la martiraj, oamenii care l-au glorificat pe Dumnezeu până la moarte, pe această temelie au zidit. Am fost la Roma o singură dată în viața mea, am predicat la o conferință acolo și asta s-a întâmplat cu mulți ani în urmă, eram singur. Și fratele care s-a ocupat de mine m-a dus în centrul Romei, el era implicat în alte activități, m-a lăsat acolo, am vizitat Biserica Sfântul Petru, Coloseumul, și știu că m-am coborât pe scările acelea jos și acolo erau niște grote, niște găuri așa, săpate în stâncile acelea, care aveau niște porți, niște grilaje, nu mai știu, erau de fier, dacă erau de fier, erau foarte ruginite, sau erau de lemn, nu mai știu. Și în timp ce oamenii făceau poze,
Eu m-am tras acolo deoparte și mă gândeam, cu ani în urmă, cu copii în brațe, unii dintre ei, din găurile acestea, au ieșit frații mei, au ieșit surorile mele. Și istoricul Iosif Flavius scrie că împărații, demnitarii din vremea aceea, erau îngroziți, păgâni, erau speriați. Că frații noștri, surorile noastre, ieșeau cântând ca să fie sfârșiați de fiare. Știți de ce? Pocăința lor nu era ieftină. Relația lor cu Dumnezeu nu era ieftină. Ei aveau o temelie adevărată. Și temelia lor era Iisus Hristos. Cum este temelia ta? Pe ce ai zidit? Pe ce am zidit, oameni buni? Mă rog în această seară să se cutremure toate temeliile formale, toate temeliile artificiale, toate temeliile superficiale și fiecare dintre noi să ne așezăm credința noastră pe stânca care se numește Iisus Hristos. Și spune, Dumnezeu le lucrează. Lăudat să fie Domnul! Lăudat să fie Domnul! Pentru că într-o astfel de situație, când și-a dat seama Ilie că este atât de multă ceață la orizont și există atât de multă confuzie spirituală și poporul din vremea aceea nu mai știa cine e adevăratul Dumnezeu, Baal sau Dumnezeu, încercau să negocieze și erau gata să facă alegeri. Spre cine merge? Spre Baal sau spre Dumnezeu? Cine e Dumnezeul adevărat? Și Ilie este nevoie să-i cheme pe Carmel și să le pună următoarea întrebare. De ce vreți să șchiopătați de ambele picioare? Așa nu erau ologi, oameni buni. Așa nu aveau picioarele în chip să aveau cârje cu ei. Dar din punct de vedere spiritual erau niște ologi. Erau niște neputincioși. În mod deliberat acceptau ca să fie ologi de ambele picioare. Și este nevoie să fac o demonstrație. Deci Dumnezeul nostru nu este Dumnezeul spectacolelor, nici al demonstrațiilor. Dar acolo Ilie face lucrarea aceea cu acei junci și Dumnezeul care este Dumnezeul adevărat să trimită foc din cer. Dar înainte să vină focul din cer, vă citesc doar versetul 30 din 1 Împărați, capitolul 18. Pe lângă lucrurile pe care le-a făcut Ilie, auziți ce spune Biblia. Tot poporul s-a apropiat de el. Și a doua parte a versetului spune, și Ilie a dres altarul Domnului. Puteți să citiți cu voce tare. Aveți voi. Care fusese nici măcar dărâmat. Sfărâmat. Cum e altarul din viața ta? Cum e altarul din viața mea? Știți de ce nu avem putere? Vă spun eu. Că ne rugăm numai la biserică. Și la biserică ne rugăm foarte puțin. Casele noastre sunt numite case de rugăciune. Și rugăciunea este cea mai puțină în catedralele noastre. M-auziți? Altele primează. Îmi place și cântarea, îmi place și predica, mai ales când e la Dumnezeu și prin Duhul Sfânt, dar vrem să ne întoarcem la rugăciune. M-am bucurat când fratele păstor mi-a spus că ați avut seri de rugăciune și Domnul a lucrat și lucrează cu putere la Dobric. Asta e temelia lucrării lui Dumnezeu. Să ne întoarcem la Dumnezeu din toată inima. Să renunțăm, oameni buni, la superficialisme. Să renunțăm, încă o dată spun, la temelii artificiale. Să se dărâme toate acestea, să le zguduie Dumnezeu din temelii și să reașezăm credința noastră pe temelia care este Iisus Hristos. Și spunem din toată inima, lucrează Dumnezeule. De la noaptea eliberării la noaptea răpirii, în al doilea rând, se deschid toate ușile. Toate ușile. Pentru că există uși înțepenite.
Există uși care sunt blocate, există uși care nu se deschid. Și o ușă care a fost înțepenită ani și mii de ani a fost dinspre Dumnezeu, înspre noi. Da. N-am avut acces la Dumnezeu. Venea evreul, veneau oamenii acolo în prezența lui Dumnezeu și era o perdea care era de sus până jos, care cântărea multe kilograme, care era foarte groasă, care era ca un fel de protecție, și mereu când venea omul să se închine, știa, am dreptul până la ușă, până la perdea, dincolo, în prezența lui Dumnezeu, și în prezența lui Dumnezeu n-am acces. Și venea la închinare și se închina și plecea cu neîmplinirea aceasta, că în prezența lui Dumnezeu n-avea acces niciodată. Și a venit Hristos în lumea noastră. Slăvit să fie numele Lui. Și a acceptat să fie răstignit. Fiecare dată când se apropie săptămâna aceea patimilor, citesc cum este moartea prin crucificare. Uneori n-am putere să citesc tot ce se spune. Cât de groaznică este această moarte. Cum căzut în greutatea corpului, spânzurat în piroane, persoana aceea se asfixiază, organele cad una peste cealaltă și se asfixiază. Uneori durează câte 12 ore până omul își dă duhul. Poate cea mai groaznică formă de a muri cineva. Și a acceptat Dumnezeu ca Fiul Său să moară în felul acesta. Cel care n-a deschis gura deloc, nici când a fost biciuit, nici când a dus o cruce de aproximativ 80 de kilograme în spate, sub care a căzut de mai multe ori, nici când cuiul roman i-a străpuns palmele, nici când a fost țintuit între cer și pământ și batjocorit, n-a deschis gura. La un moment dat spune Biblia, a strigat cu glas tare, Eli, Eli, lama sabachthani, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Și a întors tata fața de la el ca să mă primească pe mine, să mă primească pe dumneavoastră, să primească o lume păcătoasă, o lume pierdută. Pentru că asupra lui erau păcatele mele, păcatele voastre, păcatele lumii întregi. Și 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 21 spune, pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, el, Dumnezeu, L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El. Lăudat să fie Domnul. Amin. Și era întuneric. Și s-a făcut întuneric peste toată țara, oameni buni, deși a fost ziua. A fost întuneric. Dar întunericul acela, spune cuvântul lui Dumnezeu, și vă citesc din Matei, capitolul 27. Iisus a strigat tare, versetul 50, și și-a dat Duhul. Și în următoarele momente, auziți ce se întâmplă? Și îndată, perdeaua din lăuntrul templului, perdeaua aceea groasă, perdeaua aceea care proteja prezența lui Dumnezeu, perdeaua aceea care nu te lăsa să vii în prezența, ușa aceea care te bloca să intri în prezența lui Dumnezeu, s-a rupt de sus până jos. Și știți ce s-a întâmplat? S-a deschis o intrare slobodă înaintea lui Dumnezeu. Ușa care bloca accesul nostru la prezența lui Dumnezeu, ușa care nu te lăsa să intri în prezența lui Dumnezeu, ușa aceea, perdeaua aceea s-a rupt de sus până jos. Era nevoie de multă trudă și de cuțite probabil în vremea aceea, care să fie specializate să o taie. Ea s-a rupt de sus până jos prin puterea lui Dumnezeu, pentru că Domnul, încă o dată repet, deschidea calea noastră spre Dumnezeu. Lăudați să fie Domnul! Lăudați să fie Domnul! Și apostolul ne lasă scris, autorul cărții către evrei,
în capitolul 10, următoarele cuvinte de la versetul 19. Astfel, dar, fraților, prin că prin sângele lui Iisus avem, haideți, ajutați-mă, ce avem? Intrare? Slobodă. Ce înseamnă? Liber. 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 Intrare slobodă în locul preasfânt pe calea cea nouă și pe calea cea nouă și vă puteți imagina? Oameni buni, se fac atâtea drumuri, dar toate sunt moarte. Se investesc milioane și milioane pentru drumuri și nu-i rău, dar astea sunt moarte. Eu intru înaintea lui Dumnezeu călcând pe o cale vie. M-auziți? Pe o cale vie. Slavă Domnului. Nu pe cadavre, pe o cale vie, care este trupul lui Iisus Hristos. Lăudați să fie Domnul! S-au deschis toate ușile și ușa aceasta este deschisă în această seară pentru tine, oricine ai fi. Poate ești frate penticostal și n-ai mai fost de mult în prezența lui Dumnezeu. Poate ești într-o altă confesiune religioasă, poate ești un prieten, poate ești un fiu risipitor. Seara aceasta este deschisă calea, este deschisă ușa pe calea cea nouă și vie. Și mă rog să te cerceteze Duhul Sfânt și să-ți dea Domnul putere să simți că tu ai liber. Tu ai intrare liberă, tu poți să intri în prezența lui Dumnezeu. Pe tine ce cercetează Domnul, de tine are Domnul milă și în această seară Domnul vrea să te îmbrățișeze și spun, Doamne, dă putere și biruință. Lăudați să fie Domnul. Uși înțăpenite. O ușă înțăpenită de la Dumnezeu înspre noi, care a fost închisă atât de mult timp, s-a deschis prin jertfa lui Iisus Hristos. Și strigăm la Dobric în această seară, lăudați să fie Domnul Iisus. Lăudați să fie Domnul Iisus. Eu sunt ușa. Eu sunt ușa. Nu sunt alternative. Eu sunt ușa. Cine intră prin mine, va intra, va ieși și va găsi pășune. Pentru că Hristos este ușa. Mări să fie numele Lui. Dar mai este o altă ușă înțepenită. Asta e deschisă pentru totdeauna. Ușa dinspre Dumnezeu înspre noi este cale liberă. Este acces slobod, acces liber. Dar mai este o altă ușă înțepenită. Dinspre noi, spre Dumnezeu. Pe care Domnul nu o forțează. Nu o forțează. Pentru că Domnul spune, dacă vrea cineva să mă urmeze, ce să facă? Să se lepeie de sine, să-și ia crucea și în fiecare zi să mă urmeze. Oi, bun, noi suntem niște roboți pe care Dumnezeu ne-a creat din cer ca să ne dirigeze cu o telecomandă așa din cer pe noi, pe pământ. Nu! Dumnezeu a creat o persoană liberă. Eu pot să decid pentru mine, tu poți să decizi pentru tine. Noi putem să decidem pentru noi. Și Apocalipsa, capitolul 3, versetul 20 spune, iată, eu stau la ușă și... și... dacă aude cineva glasul și... deschide. Dacă nu deschide. Auzi tu glasul în această seară? Simți cercetarea Duhului Sfânt în această seară? Simți că Domnul e prezent în adunare? Simți că Dumnezeu te cercetează? Simți că seara aceasta este seara ta? Când Domnul vrea să te pregătească pentru ziua răpirii? Mă rog Dumnezeu să-ți dea putere. Dacă aude ceva glasul meu și deschide... voi intra la El. Voi cina cu El. Și El cu mine. Zăvorul este doar pe interior. Ușa este închisă doar de tine, doar de dumneata. Și în această seară mă rog să se deschidă toate ușile. Ușa dinspre Dumnezeu este deschisă și a intrare slobodă. Și încă o dată spunem, lăudați să fie Domnul. Ușa dinspre tine, spre Dumnezeu, este deschisă? Este deschisă? Ai deschis ușa pentru Domnul? Doamne, dă-ne putere! Doamne, dă-ne putere! Slăvit să fie Domnul! Spunea un versal unei cântări vechi, nu l-aș mai lăsa nici când din inima mea și tot ce aș avea
mai scump lui Iisus ăsta. El merită asta. El nu merită să stea la ușă. El nu merită să-l ții la ușă. El nu merită să-l ții afară. Nu merită. Nu-l lăsa să plece trist. Poate niciodată. Mâna lui la ușa ta. N-are să mai bat. În seara aceasta bate. Îl simt că bate. Îl aud că bate. Îl auzi și tu? Ce vei face? În vinerea dinainte de sărbătoarea nașterii Domnului, m-a sunat telefonul, cum mă sună mereu, și un frate din zona Iași mi-a spus: frate Bujor, știu că sărbătorile acum, parcă duminică seara era ajunul sărbătorii, avem pe cineva la spital, la oncologie, un bărbat de vreo 60 și ceva de ani. Părinții lui au fost niște oameni speciali în zona noastră. Au avut mai mulți copii, el este, cred că, cel mai mic. Părinții lui au plecat din lumea noastră rugându-se, plângând înaintea lui Dumnezeu pentru mântuirea lui și nu s-au pocăit. O trăit toată viața lui singur, nu a avut familie, a dus așa o viață. Acum e la oncologie. M-a sunat sora dumnealui, spunea fratele păstor, și mi-a spus că vrea să se boteze. Dacă ați putea să mergeți până la spital. Zic să mă sune sora lui. M-a sunat sora, s-a mi-a spus același lucru. Am luat pe unul dintre colegii mei, pe fratele Caleb, l-am sunat și ne-am dus la spital. Nu era mare forfotă, era vinerea înaintea sărbătorii de naștere a Domnului. L-am căutat pe șeful secției de la oncologie, un medic. I-am spus cine suntem, de ce am venit. S-a uitat pe fișa acelui bărbat și a spus: domnilor, din punct de vedere oncologic, medical, omul acesta mai trăiește zile. Nu ajunge sfârșitul anului. Dar a continuat el și a spus: Dumnezeu este cel care dă viață. Pentru că situația arată așa, duceți-vă, vorbiți cu el și tot ce are nevoie noi punem la dispoziție. Dacă vreți să-l botezați, creăm cadrul, cum ziceți dumneavoastră? Pentru că vrea, dacă se întâmplă să plece din lumea aceasta, să avem mulțumirea că am făcut și noi tot ce am putut face, să plece în păcat. Ne-am dus în salon, ne-am prezentat, omul era în pat, conștient, așa, destul de liniștit. I-am spus cine suntem, că ne-a sunat pastorul, sora dumnealui. Și-a zis: domnilor, mulțumesc că ați venit, aveți dreptate, vreau să mă botez, dar o să mă botez peste 2 luni. Și am scump peste 2 luni. Am înțeles de la sora dumneavoastră că dumneavoastră v-ați exprimat și pastorul mi-a spus același lucru, să venim să vă botezăm. Nu înțeles bine. Am spus că vreau să mă botez, dar hotărârea mea este peste 2 luni. Și am încercat să îi spun, Biblia spune astăzi, să vin cu cuvântul Domnului. Omul foarte liniștit pe poziția lui. Am apelat puțin și la sentimente și am spus: Domn, am înțeles că părinții dumneavoastră s-au rugat pentru dumneavoastră, au fost oameni credincioși, ar fi vrut să vadă mântuit. Da, Domnule, o să mă vadă mântuit. Mă pocăiesc și mă botez peste 2 luni. Făcut o rugăciune, în final, am plecat. L-am sunat pe pastor de pe scările și a zis: frate Bujor, sunt șocat. Nu pot să cred. O zis că peste 2 luni? Da. Am sunat-o pe sora lui. Sora lui a început în hohote să plângă. Și a zis: frate Bujor, dacă aș ști cât o postin mama, dacă aș ști cât s-o ruga tata, părinții mei s-au îmbolnăvit postin pentru el și au plecat din lumea aceasta îndurerați că el nu s-a întors la Domnul. Pentru mine a fost atât o mare bucurie când el mi-a spus la telefon să vină pastor, să vină ceva că mă botez. Nu pot să cred. Sunt atât de frământat. Am zis: nu putem peste voința omului, pentru că Domnul nu forțează regret.
numai dacă cineva vrea. Am plecat acasă, a trecut o săptămână și o zi. Și în sâmbătă, înainte de anul nou, același păstor m-a sunat și a zis: frate Bujor, nu vreau să vă stric sărbătorile. Îmi pare rău că trebuie să vă sun, dar vreau să vă spun că omul nostru este în drum spre Iași. Vine acasă. Numai că vine în sicriu. Este în sicriu și vine acasă. L-am cunoscut poate o jumătate de oră. În mintea mea și în urechea mea era proaspătă expresia lui. Peste 2 luni. Și peste 2 luni pentru dumnealui n-a mai fost. Seara aceasta este seara eliberării. Seara aceasta este seara biruinței. Seara aceasta este seara când se deschid uși. Toate ușile. Nu fi mulțumit că Domnul a deschis ușa. Deschide-o și dumneata, deschide-o și tu, deschide-o și dumneata, pentru că nu te cunosc în seara aceasta. Dar aici este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și Domnul te cunoaște. Și mă rog Dumnezeu să-ți dea putere și biruință. De la noaptea eliberării la noaptea răpirii, în al treilea rând, se rup toate legăturile. Se eliberează robia. Știți cum era viața celor din Israel? Exod, capitolul 1, versetul 13 și 14, ne spune cuvântul lui Dumnezeu cum era viața lor, cum era trăirea lor. Atunci egiptenii au adus pe copiii lui Israel la o aspră robie. Și știți cum arăta robia aceasta? Uitați la versetul 14. Le-au făcut viața amară. Prin lucrări grele de lut și cărămizi și tot felul de lucrări de pe câmp. În toate muncile acestea pe care stileau să le facă, erau fără un pic de milă. Pentru că, ascultați-mă, diavolul n-are milă. Poftele n-au milă, păcatul n-are milă. Cei care te întâlnesc în drumul dinspre Ierusalim, spre Ierihon, n-au milă. Ăia te dezbracă, ăia te bate, jefuiesc și te lasă în drum, mort. Sau aproape mort. Sunt fără milă. Legăturile acestea niciodată n-au milă de tine. Ele te strâng, ele te încorsetează, ele... îți produc durere. Dar în seara aceasta este seara când se rup toate legăturile. Și Domnul aduce eliberare, și Domnul aduce biruință, și Domnul aduce vindecarea sufletului, și Domnul îți rupe toate legăturile. Poate Domnul? Măriți să fie Domnul! Îmi place să spun experiența aceasta, mai spus-o la Dobric, cu siguranță ți-a auzit-o. De mulți ani deja predic aici la dumneavoastră. Eram la Arcalia, la noi în sat, încheiam o săptămână de evangelizare. Făceam evangelizări de duminică până duminică. Nimeni nu era obosit, în sat era sărbătoare. Dacă nu făceam, se apropia perioada aceea și nu anunțam, mă opreau oamenii prin sat. Măi, Vasilică, când faceți evangelizare? Spune-mi când vine ăla. Și spunea numele, deja își cunoșteau predicatorii și își alegeau: eu viu în seara aia, ăla e predicatorul meu. Și-au ales predicatorii, dar mulți dintre ei nu l-au ales pe Domnul Iisus. Și au plecat din lumea noastră fără mântuire. Și într-o seară când era arhi plină biserica și balconul era arhi plin, perioada aceea erau vreo 50-60 de prieteni veneau la biserică. Când am făcut ultima rugăciune, n-am îndrăznit să fac chemări, că nu se făceau chemări în vremea aia. Doamne ferme, dar nimeni nu ridica. Am făcut ultima rugăciune, trebuia să spun ultimele cuvinte de mulțumire. Undeva la bărbați, în partea asta erau bărbații la noi, un om de vreo 65-66 de ani a rămas în picioare. Îl cunoșteam bine, fusese prin zona Hunedoara, o lucra pe la mină, acum s-a pensionat, a venit acasă și lucrea, era mare meseriaș. După Revoluție știți că toată lumea să-și facă, să-și tencuiască, a fost greu atunci. Ăsta era foarte bun meseriaș, tencuiasă, ideea. Dar bine, să poată să stea pe schelă, avea nevoie de câteva sute de grame. Asta se știa.
El nu m-așa putea să țină echilibru. Undeva în colțul gurii lui, mereu avea o țigară. Cred că fumea cel puțin două pachete de țigări pe zi. Când v-am vorbit cu el, știa ceva din Biblie, așa, nu era chiar străin de cuvântul lui Dumnezeu. L-am văzut că a rămas în picioare, am crezut că e cu capsa pusă și am zis, i-am făcut semn, nu m-a băgat în seamă. Când m-am uitat mai atent la surori, erau surorile în partea asta, soția lui, tanti Ana, o femeie scundă, a rămas și ea în picioare. Bă, zice, ceva se întâmplă. Și omul s-a întors așa spre biserică, a ridicat o mână sus și a zis, oameni buni, din seara asta, eu și Ana ne-am hotărât să ne pocăim. Dacă dumneavoastră credeți că e duminică, seara, acum și eu am crezut că el să pocăiește. Și am zis, vreți să vă pocăiți? Da, să veniți joi seara la biserică. Că joi seara la noi veneau 10, 12, 15 oameni. Adunare liberă și o pleca oameni. Joi seara, îmbrăcat frumos, cu tanti Ana de mână, au venit la biserică. O venit și duminică, au venit o lună, două. Nici ne-am băgat în seamă, bă, ce să pocăiască. Și în final am oprit într-o zi, s-a oprit și afrați din comitet. Și ca și Roda, când l-a văzut-o pe Pavel, știți, unii v-au zis amin. Numai nu-mi venea să cred. Zic, ce căutați? Păi cum, am venit să ne pocăim. Cum să vă pocăim? Păi să ne pocăim. Bine, dar dumneata, știi, cu alcoolul, cu țigara. Și-o zis, frate Vasilica, cu o seară înainte să mă ridic în picioare, eu am fost la evanghelizare. M-a cercetat Duhul lui Dumnezeu și m-a hotărât să mă pocăiesc. M-am dus acasă, noaptea n-am dormit aproape deloc. Ana are coxatroză, se mai plimbă, se mai ridică noaptea. Eu mă ridicam noaptea, în fiecare noapte și fumam 4-5 țigări. În noaptea n-am fumat nicio țigară. Și Ana și-a dat seama că nu dorm. Și-a zis, mă, David, nu dormi? Nu dorm. Dar ce probleme ai? De ce nu dormi? Îs așa de frământat, Ana. Mă, cu ce ești frământat? Bolnav nu ești. Pensie mare ai, cum a lucrat la mine. Copiii nici bine. Nu suntem datori la nimeni. Ce frământări ai? Și David a zis, Ana, eu m-am hotărât aseară la pocăit să mă pocăiesc. Femeia a prins becul, s-a pus pe marginea patului și a zis, David, ai nebunit. Amă, numai asta n-ai făcut. Unde se pocăiești? Păi satele astea din jur știu că tu, ca să poți să stai pe schelă, să lucrezi, trebuie câteva sute de grame. E drept, de la îndulcit. Tu fumezi câte cel puțin două pachete de țigări. Eu îți cumpăr țigările, dacă te trimit după pâine, vii beat, dacă te trimit după țigări, vii beat și fără țigări, eu îți fac cumpărăturile, pentru că nici măcar la cumpărături te pot trimit. Și David a zis, Ana, eu dacă trăiesc până de seară, era deja după miezul nopții, eu mă duc la frați și le spun, la pocăiți, că mă pocăiesc. Că dacă nu mă pocăiesc, eu simt că mor. Și femeia a zis, dacă tu te pocăiești, și eu mă pocăiesc. Și a zis, bine, bine, vă pocăiesc, dar spuneți-mi și mie, cum ați făcut cu alcoolul, cum ați făcut cu țigara, cum ați făcut, că astea numai tot nu le înțeleg. Ați mai redus din ele, ați mai... Și a zis, frate Vasilică, nu mă crede nimeni. Pe mine, noaptea aia, Domnul m-a vindecat. M-a vindecat și de țigară, m-a vindecat și de băutură și de sudalmă și de toate păcatele mele. Am simțit că sângele lui Hristos mi-a făcut stropirea, am început să citesc Biblia, să-mi schimb viața. Eu sunt un om nou, sunt un om schimbat, că Domnul mi-a dat putere. Cine rupe legăturile străine? Iisus Hristos. Fiecare această seară Hristos se atingă de tine. Era noaptea vieții lui, Bartimeu, când a auzit foșne și ceva au zis, dă-te la o parte, că ne încurci aici. Și el tot mai tare insista, ce se întâmplă, ce e aici? Și unul s-a îndurat de el și a zis, trece Iisus, trece Iisus. Și a început să strige, era noapte, oameni buni, era fără perspectivă, fără putere. Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine. Era un om, era un cercetător, era ultimul om din societate. Nimănui nu-i păsa de el. Și spre surprinderea tuturor, Iisus se oprește. Chemați-l. Aleluia. Și dintr-o dată, între Bartimeu și Domnul Iisus, se face o cărare așa printre oameni. Toți se trag la o parte. Scoală-te. Te cheamă. Și aruncă haina zdrențoasă. Și ajunge în fața Domnului Iisus. Era noapte. Așa cum probabil la tine în această seară și în aceste momente din punct de vedere spiritual. Ce vrei să-ți fac?
Și omul îndrăznește. Parcă nimeni niciodată nu a îndrăznit așa ceva. Să-mi capăt vedere. Dar era noapte. Și Domnul transmite cuvânt dumnezeiesc. Capătă-ți vederea. Știți când s-a întâmplat minunea? Îndată. I s-au deschis ochii. Îndată s-au rupt toate legăturile. Îndată a fost eliberat de neputință. Și Hristos i-a dus vindecare. Mărit să fie Domnul. Acestea nu sunt povești creștine. Acestea sunt cuvântul lui Dumnezeu. Domnul este lângă tine în această seară. Domnul vrea să te elibereze în această seară. Domnul vrea să te vindece în această seară. Domnul vrea să rupă toate legăturile. De ce să pleci cu legăturile păcatului? De ce să pleci cu frământarea, cu neliniștea, cu depresia, cu panica, când Hristos te poate vindeca în această seară? Să pleci un om plin de bucurie și ne rugăm, Doamne, dă putere. Aleluia. În al patrulea rând, de la noaptea eliberării la noaptea răpirii, ascultați-mă bine, acceptarea salvării doar prin Iisus Hristos. M-auziți? Mântuirea este exclusivistă. Știți ce înseamnă asta? Nu sunt alternative la mântuire. O respect pe Sfânta Maria. Îl respect și pe Simeon, despre care s-a citit în această zi, și pe Ana, care era văduvă de 84 de ani, și pe Sfânta Paraschiva, și pe Sfinții Părinți, și pe toți care vreți dumneavoastră, îi respectăm. Dar între Dumnezeu și oameni există un singur mijlocitor. Iisus Hristos. La mântuire nu este alternativă, oameni buni. Când omul a văzut nenorocirea și când s-a prăbușit în fața ucenicilor, în fața pușcăriașilor, când șeful temniței era întins și culcat așa în fața lor, cu fața la pământ, spune Biblia, și a întrebat, domnilor, ce să fac să fiu mântuit? Răspunsul a fost, crede în Domnul Iisus. Pentru că mântuirea este exclusivistă, salvarea este exclusivistă. Fapte, capitolul 4, versetul 12, spunea Apostolul Pavel, în nimeni altul nu este mântuire, că nu este dat sub cer un alt nume în care oamenii trebuie să fie mântuiți. Un singur nume. Iisus Hristos. Vreți să strigăm din toată inima, lăudați să fie Domnul? Lăudați să fie Domnul Iisus. Nu este alternativă la mântuire, oameni buni. Nu este variantă la mântuire. Nu este nevoie de altceva. Un singur nume, Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Lui. Slăvit să fie numele Lui. Și Petru spunea în tâia sa scriere, în capitolul 1, versetul 18, că știți că nu cu aur, nu cu argint, nu cu lucruri pieritoare din lumea aceasta ați fost răscumpărați din felul vostru de viețuire pe care îl moșteniți de la părinții voștri, ci citiți cu voce tare, cu sângele scump al lui Iisus Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Și sângele lui este prezent aici. Și sângele lui poate să facă stropire în această seară. Și sângele lui te poate elibera în această seară. Și sângele lui te poate ridica în această seară. Și sângele lui îți dă perspectivă în această seară. Lăudați să fie Domnul. Lăudați să fie Domnul. Crede în Domnul Iisus. Vă aduceți aminte de predica lui Petru, oameni buni? Petru nu le-a avut cu eleganța asta, cum le avem noi predicatorii din vremea asta. Petru nu le-a avut cu asta, Domnul. După pogorârea Duhului Sfânt, Petru s-a ridicat în picioare, plin de Duhul Sfânt cu cei 11 și a luat cuvântul. Și știți cum a predicat Petru? Petru nu știu să-i menajeze, bă, să nu-i jignim. Știți ce l-a spus Petru, l-a zis aminte? Voi l-ați omorât pe Hristos. Păi nu mai vin la evanghelizare ăștia niciodată. Păi cum să le predici așa ceva? Nu este alternativă la mântuire. Este un singur Dumnezeu. Este un singur mijlocitor. Unul, Iisus Hristos. Slăvit să fie Domnul. Slăvit să fie Domnul. Pe acest Hristos Dumnezeu l-a înviat. Acest Hristos este viu în vecii vecilor. Acest Hristos este la dreapta lui Dumnezeu. Acest Hristos este singurul mântuitor al lumii.
Și în loc să plece, așa cum ne-am fi așteptat, și avem noi frica din vremea asta, peste 3.000 de suflete sunt străpuși în inimă, se prăbușez și spun, fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, a zis Petru, fiecare din voi să fie botezat în numele Domnului Iisus și apoi veți primi darul Duhului Sfânt, căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru oricât de mare număr va chema Domnul Dumnezeul vostru, cei care sunt departe acum. De ce? Pentru că Evanghelia Mântuitoare este exclusivistă. Numai în Iisus. Numai prin Iisus. Slăvit să fie Domnul! Slăvit să fie Domnul! Mă rog în această seară, Domnul să-ți dea putere. Dacă te-ai rezemat pe alte alternative sau variante, să te întorci în această seară și să te prăbușești în fața lui Iisus. Ce trebuie să fac? Crede în Domnul Iisus. În noaptea eliberării te eliberează Iisus Hristos. Te vindecă Iisus Hristos. Îți dă putere Iisus Hristos și îți dă mântuire Iisus Hristos. Și în ultimul rând vreau să spun, de la noaptea eliberării la noaptea răpirii, prezența incontestabilă a Duhului Sfânt. Oameni buni, acolo era noapte. Noapte. Temnicerul, când s-a dat seama de realitate, a luat o sabie și a vrut să se sinucidă. Știți de unde vine gândul acesta al sinuciderii? Știți de unde? De la diavolul. Știți câți oameni se sinucid într-un an de zile? În anul 2023 spun statisticile că s-au sinucis 1 milion de oameni pe pământul nostru. Sunt mulți sau puțini? Câți? Niciodată n-a fost atât de multă depresie și niciodată n-am avut nevoie de atât de mult psihologi și medici chiar în rândurile noastre. Niciodată nu s-au consumat atât de multe medicamente pentru neliniște și pentru depresie. Ce frumos o cânta frate. I-am zis la fratele păstor, în vremea aceasta când dormim atât de puțin sau aproape nu mai dormim, datorită situațiilor prin care trecem, ce bună a fost cântarea. Eu mă culc și adorm în pace, căci Tu, Doamne, mă veghez. Când suspin în miez de noapte și încurg lacrime sub ploapă, Tu, Iisus, mă cercetezi. Era gata să se sinucidă, să se arunce în sabie. Și Pavel, prin Duhul Sfânt, i-a descoperit Dumnezeu asta. Și o striga cu glas tare. Să nu-ți faci niciun rău. Noi toți suntem aici. Pentru că noaptea eliberării, prezența incontestabilă a Duhului Sfânt este în adunare. Avem nevoie de călăuzire. Avem nevoie de darurile spirituale. Avem nevoie să ne întoarcem la Dumnezeu din toată inima. Avem nevoie să rugăm pe Domnul să reactiveze acele lucrări sfinte în adunarele noastre. Avem nevoie să ne vorbească Duhul Sfânt. Avem nevoie să ne călăuzească Duhul Sfânt. Avem nevoie ca Domnul să lucreze cu putere prin Duhul Sfânt. Să nu-ți faci niciun rău. Toți suntem aici. Noi facem stăruințe de 2 ori pe an. La una dintre stăruințe, în urmă cu mai mulți ani, a patra seară de stăruință, la noi vin cam 700-800 de oameni la întâlnirile astea în fiecare seară. Se rugăciune de câte o oră, oră și jumătate, se roagă biserica, postește, Domnul botează cu Duhul Sfânt, ca așa dumneavoastră. Într-una dintre serii, era a patra seară de stăruință, biserica era încălzită, înflăcărată pentru rugăciune, un frate, un om al lui Dumnezeu, nu vă dau niciun nume, pe care îl respect și îl voi respecta toată viața,
a transmis un mesaj prin Duhul Sfânt. Un mesaj care m-a făcut să mă bag sub amvon. Dacă era loc, mă ascundeam undeva. Așa-ți vorbește Domnul, bărbatule, care ai venit în adunare cu gând de sinucidere. Și Domnul a transmis un mesaj. Când fratele a transmis mesajul acesta, dacă aveam undeva loc să mă ascund, m-aș fi ascuns. Bă, cum poți să transmiți un astfel de mesaj? Am avut toată aprecierea pentru dumnealui, l-am chemat la seara de rugăciune și el transmite mesaj. Cum poți să spui asta la stăruință? Când biserica e înflăcărată, când biserica postește, ce gând de sinucidere? M-am împietrit ca un bolovan. N-am mai putut să mă rog. Și seara aceea pentru mine, numai nu s-a mai terminat să mă duc cât văd cu doi ochi. S-a terminat adunarea, sutele de oameni au început să iasă și avem și noi biserică așa pe tronsoane, cum aveți dumneavoastră, și la un tronson nu erau bărbații. Am văzut că a rămas un bărbat de vreo 40 de ani. Plângea în hohote. El n-a plecat. S-au plecat colegii mei de el, m-am dus și eu aproape și omul printre lacrimi mi-a zis: bărbatul acela sunt eu. Locuiesc aici aproape de dumneavoastră. Soția m-a părăsit, nu știu, 2 sau 3 copii și mi-am pus gând să mă sinucid. Mi-am pregătit toate lucrurile și am spus aseară lui Dumnezeu: știu că eu aici o adunare de pocăiți, n-am fost niciodată. Mă duc până acolo, mâine seară, și îți mai dau o șansă. El îi dădea o șansă lui Dumnezeu. Și dacă tu ești Dumnezeu, dacă existi, îmi spui ceva, voi vedea ce voi face. Rețineți, era joi seara, când noi n-avem biserică. Noi n-avem biserică joi seara. Au tinerii, dar nu avem biserică. Fiind săptămână de stăruință, am avut în fiecare seară. Omul a venit în joi seara. L-a cercetat Dumnezeu. L-a descoperit Dumnezeu. Omul a plâns și a zis: renunț. Vreau să mă întorc la Domnul. Cine face asta? Duhul Sfânt. E nevoie de Duhul Sfânt? Frați și surori, e nevoie de Duhul Sfânt? Cântăm frumos, lăsați Duhul Sfânt să lucreze, să ne elibereze. Nu ne eliberează. Duhul Sfânt nu eliberează oameni buni. Nici de blestem, nici de păcat. Asta când sună bine la cântare. De blestem și de păcat ne eliberează sângele lui Iisus Hristos. Slăviți să fie Domnul! Duhul Sfânt ne descopere, Duhul Sfânt ne călăuzește, Duhul Sfânt ne vorbește, Duhul Sfânt ne călăuzește, Duhul Sfânt are lucrările Lui! Slăviți să fie Domnul! Și mă rog ca Duhul Sfânt să fie prezent aici în adunare și să te preomlească Duhul Sfânt în această seară, să nu-ți faci niciun rău și să-ți dea Domnul putere să-ți faci numai bine, că Dumnezeu îți dea, vrea bine. Dacă până seara asta ți-ai făcut rău, dacă până seara aceasta ai fost probabil supuș patimilor și vicilor, seara aceasta fie seara eliberării. Dacă mama a plâns pentru tine, dacă tata a suferit pentru tine, dacă ești un fiu risipitor sau o fiică risipitoare, este seara biruinței. Să te ridice Domnul și Duhul Sfânt să te prea umbrească și să pleci în această seară plin de bucuria mântuirii. Le-au predicat Evanghelia la cei din casă, i-au botezat pe toți, că toți erau maturi și au ascultat Evanghelia și în final toți s-au bucurat că l-au primit pe Iisus Hristos. Și în Filip, cred că responsabilul de biserică era responsabilul temniței. Că așa face Dumnezeu, cheamă lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi, poruncește și ea ființă, că e Dumnezeul care n-a pierdut controlul, conduce istoria, conduce viața noastră și a dumneavoastră. Slăviți să fie numele Lui. Oameni buni, vine noaptea răpirii. Vine Iisus Hristos. Lăudați să fie numele Lui. Cred asta din toată inima și mă rog Dumnezeu să ne mărească credința. Dar pentru aceasta, probabil seara aceasta vrea Domnul să fie seara eliberării. Poate mai ai anumite legături străine, poate mai sunt zone când temelia este ieftină, poate că în seara aceasta încă mai este ușa înțepenită, fie ca Dumnezeu să-ți dea putere, fie ca Hristos care este Domnul Mântuitor să te atingă în această seară, să te ridice în această seară, să-ți dea putere în această seară și Duhul Sfânt să te preaumbrească și să pleci din locul acesta liniștit. Poate la noapte,
S-ar întâmpla să vii, să spui, haina curată, nu mi-e pătată, m-a spălat Hristos. Te aștept să vii. L-aștepți? Spunea un frate din America, și cu asta închei, un om al lui Dumnezeu, am lucrat mulți ani noaptea. Așa era serviciul, de la 11 seara până dimineața. Așa era activitatea. Dimineața pe la 3-4, doar noaptea, zeci de ani, peste 25-30 de ani. Și spunea, aveam aceiași colegi, pocăiți cu care lucram, am lucrat ani de zile. Ne salutam cu pacea Domnului, când ne întâlneam, când ne despărțeam. La un moment dat nu ne-am mai salutat. Aveam așa o practică, când ne despărțeam, ne puneam mâna la ureche. Ăsta era salutul nostru. Atât. Și așa, știi ce însemna? Dacă la noapte sună trâmbița, s-o auzi. Dacă la noapte sună trâmbița, s-o auzi. Dacă nu vei auzi, am spus la început, totul este degeaba. Totul este pierdut. De aceea să ne cerceteze Domnul. Aleluia. Să ne întărească Domnul. Aleluia. Să ne ridice Domnul. Aleluia. Și fie seara aceasta, seara eliberării, seara biruinței.